Cluj-Napoșul va găzdui la sfârșitul săptămânii unul dintre cele 6 turnee semifinale ale diviziei junioare la volei. Partidele programate în cadrul seriei a 4-a se vor desfășura în perioada 22-24 martie la Sala Sporturilor Ioan Kunz Germănescu. Alături de echipa Clubului Sportiv Școlar Lugoj, pregătită de profesorul Dorin Horvat, pe teren vor putea fi văzute la lucru LPS Bihorul Oradea, CSM Timișoara și CSŞ Târgu Mureș. Formația lugojeană este aceeași care joacă și în divizia A2 Vest. Rosana Nistor, Noemi Cilag, Arina Ivașcu, Andreea Ioniță, Cătălina Turcu, Vanessa Fiat, Roberta Bârliba, Georgiana Pană, Patricia Bărbulescu, Luiza Roșii, Alexandra Panțiru și Andra Badiu. Clubul Sportiv Școlar Lugoj s-a clasat pe primul loc fără să piardă niciun set în 10 etape în cadrul primei faze a sezonului competițional actual. Pentru faza finală se califică cea mai bună echipă din fiecare serie semifinală.